Poezia mea este despre câinele meu, Frenchy. Frenchy, un câine. Haide, băiete, blană, lăbuțe, coadă, bale. Îmi pare rău, nu pot să o fac, nu-mi găsesc cuvintele. Nu înțeleg. S-a blocat de tot. Mulțumesc tuturor. Ați fost minunați cu toții. Acum, concursul de poezie e câștigat de... Brie! Eu? Wow! Chiar meriți, Brie! Nancy? Oh! Bună, Brie! Mă bucur că ai câștigat concursul. Poezia ta a fost specială. Mulțumesc! Te simți bine? Sunt foarte dezamăgită de mine acum. Am vrut să scriu o poezie care să fie... Sunt sigură că vei scăpa de blocajul scriitorului. Sper că da, pentru că nu numai că ador cuvintele, dar le și prețuiesc. Cuvintele nu mă bucură, ci mă încântă. Mă ajută să exprim gânduri foarte profunde. Cuvintele mă ajută să descriu situații în moduri captivante. Cuvinte franțuzești, rafinate, toate sunt poezii în sine. Sunt dragostea mea cea mai adevărată și mai specială și mai valoroasă. Hei, frumoasă poezie, Nancy, dragă! Poezie? Emoționantă. Da, cred că a fost o poezie. Nancy, nu mai ai blocajul scriitorului. Nu, nu-l mai am. Dar cum? Ce s-a întâmplat? Cred că înainte, când mă gândeam la ce așteptări mari au ceilalți de la mine, aveam emoții și nu-mi ieșea nimic. După ce ai câștigat concursul, nu am mai avut nimic de demonstrat. Și cuvintele și-au recăpătat ritmul natural. Oh, e minunat, fantastic, incredibil să pot să mă exprim din nou. Cuvinte sublime, frumoase cuvinte. Vă iubesc, vă prețuiesc și vă ador! Atingeți ecranele pentru mai multe videoclipuri și nu ratați serialele voastre favorite la Disney Junior!